Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. Astăzi voi arăta cum putem încărca niște acumulatori cu ajutorul modulului XYSK150S. Acest video fiind probabil ultima parte a seriei despre acest modul tip buck boost converter. Să începem! Modulul a fost atașat. În partea stângă am pus multimetrul pentru a măsura tensiunea cât mai aproape de acumulator. Avem grijă la plusul și minusul bateriei, cu toate că modulul nostru are protecție pe ieșire la conectarea inversă a unui acumulator. E mai bine să fim precauți. Se vede că pe ecranul modulului s-a colorat în verde acea pictogramă, indicându-ne că e pe modul de încărcare baterie. Pentru că avem o baterie litiu-ion tip 18650, o să reglăm tensiunea la 4,2V, iar curentul la 1,7A fiind curentul standard de încărcare al acumulatorului meu. Mai departe, apăsăm pe butonul SW și rotim de encoderul rotativ din dreapta până ajungem la pictograma sub forma unei baterii colorată în verde, de care vă spuneam anterior. Iar acum apăsăm din nou pe butonul SW. Ne apare o fereastră unde vom face următoarele setări. Sub BTF setăm curentul sub care să se oprească încărcarea, activăm această funcție. Mai exact, când curentul scade sub valoarea reglată, se oprește încărcarea. Eu voi seta la 0,1 A, 100 de mA. Funcția BCH o voi dezactiva. Vă voi spune mai târziu ce face. Iar acum, pentru pornirea încărcării, apăsăm butonul ON-OFF. Mai există o altă metodă de a ajunge la cele două setări. Pentru acest lucru, rotim de encoderul rotativ până ajungem la ultima pagină. Iar acum apăsăm pe SW până dăm de funcțiile BTF și BTH. Aici activăm funcția BTF, iar în zona asta setăm curentul sub care să se oprească încărcarea. Iar mai jos avem funcția BCH, deocamdată o las dezactivată. Pentru a ne întoarce la prima pagină, eu apăs pe VSET. Și la fel, pentru a porni încărcarea, apăsăm pe butonul ON-OFF. Varianta a doua de a seta cele două funcții mi se pare mai greu de accesat, îți ia timp, așa că prefer prima variantă. Aici se vede că modulul afișează 3,9V, iar tensiunea pe baterie este de 3,89V. E normal să nu fie aceeași tensiune, deoarece diferența va cădea pe conductoarele dintre modul și baterie. Mai spre finalul încărcării am constatat că modulul afișează o tensiune mult prea mare față de cât avem la bornele bateriei. Foarte aproape de încărcarea completă, constat contrariul, faptul că tensiunea pe acumulator e mai mare față de cât ne afișează modulul. Mi se pare destul de îngrijorător aici. După ce curentul scade sub 0,1 A, fiind valoarea setată de noi, apare o fereastră cu notația BAF. Aceasta ne informează că încărcarea s-a terminat. Iar un alt aspect bizar este că, de data aceasta, tensiunea afișată pe modul coincide cu cea de la bornele bateriei. În continuare, o să reluăm încărcarea, însă aici voi pune două baterii litiu-ion în serie. Atenție la montarea lor, la polaritate. Pictograma sub formă de baterie s-a înverzit, semn că acumulatorii au fost atașați. Mai departe, repetăm oarecum aceleași setări făcute anterior, apăsăm butonul SW, iar apoi rotim de potențiometru până ajungem în zona pictogramei sub formă de baterie și apăsăm din nou pe SW. Ne apare o fereastră. La BTF setăm curentul sub care să se oprească încărcarea, iar BCH îl lăsăm dezactivat, deocamdată. Pentru a ne întoarce la prima pagină, apăsăm pe VSET și pentru că de data aceasta avem două baterii în serie, voi seta tensiunea constantă de încărcare la 8,4 V, curentul la 1,7 A, fiind cel standard al bateriei mele. Aici se reglează în funcție de acumulator. Iar pentru pornirea încărcării, apăsăm pe butonul ON-OFF. Încă o dată vă spun să fiți atenți ce tensiune și curent setați în funcție de ce acumulator aveți, altfel riscați deteriorarea bateriei sau mai grav. Să vă arăt și varianta a doua de setare a celor două funcții, rotind de potențiometru până ajungem aici, iar apoi apăsăm pe SW până vedem funcția BTF. Bineînțeles că las pe ON, iar curentul sub care să se oprească încărcarea la 0,1 A. Funcția BCH o lăsăm oprită. Pentru a ne întoarce la prima pagină, apăsăm pe VSET.
Nu uităm să setăm tensiunea, eu având două baterii în serie, voi seta la 8,4V, iar curentul la 1,7A. Pentru pornirea încărcării, apăsăm ca de obicei pe butonul ON-OFF. La încărcarea aproape completă a bateriilor, constat aceeași problemă ca la testul anterior. Una e tensiunea afișată de modul, iar alta e tensiunea reală pe acumulatori. După ce curentul scade sub valoarea setată de noi, de 0,1A, încărcarea se oprește, iar pe ecran va apărea o fereastră cu literele BAF, semn că încărcarea s-a terminat. Și, după cum se vede, de data aceasta modulul afișează corect tensiunea bateriilor legate în serie. Hai să vedem capacitatea și energia măsurate la încărcare, că în cazul testării unei baterii am uitat să vă arăt. Avem capacitatea de 2,79 Ah, energia de 21,64 W, iar timpul măsurării de aproape 2 ore. Țineți cont că capacitatea și energia se măsoară la descărcare, la încărcare are mai puțină relevanță. În continuare o să vă arăt o altă funcție pe care o are acest modul. Pentru a o accesa, apăsăm pe butonul SW, mai departe rotind de encoderul rotativ până ajungem la pictograma verde sub formă de baterie. Apoi apăsăm din nou pe SW. Ne va apărea o fereastră, aici găsim funcția BCH. Inițial nu știam ce înseamnă, dar între timp am aflat. Această funcție, odată activată, va încărca automat bateria conectată când tensiunea bateriei va coborî la tensiunea setată de noi. Sper că m-am făcut înțeles. Stai că aici am avut setat la 7V, iar bateria are 3,95V. Deci era normal ca odată activată funcția va încărca acumulatorul. O să reglez la întâmplare, să spunem 3,6V. Am adăugat un consumator pe ieșire, adică pe acumulator, și voi reveni când va scădea la 3,6V. Iar odată ce tensiunea va atinge 3,6V, va apărea pe ecran o fereastră cu BCH, iar încărcarea se va relua automat la tensiunea și curentul setate de noi. Între timp, am hotărât să fac testul acesta și cu două baterii legate în serie, iar aici am avut o surpriză neplăcută. Puteam pur și simplu să nu vă o arăt, dar am considerat că ar putea fi utilă această constatare. Ca de obicei, apăsăm pe SW și rotim de potențiometru până ajungem în zona pictogramei sub formă de baterie. Iar acum apăsăm pe SW din nou. Ne va apărea o fereastră, iar la funcția BCH voi seta de data aceasta 7V. Pentru a ne întoarce la prima pagină, apăsăm pe VZ. Am adăugat un consumator și voi reveni când tensiunea va scădea la 7V. În curând ar trebui să scadă la fix 7V, iar acum vedem că apare pe ecran o fereastră cu BCH. Mă așteptam ca la încărcare să pornească la un curent de 1,7A, așa cum am setat. Din păcate nu a fost așa. Se vede clar că avem un curent de numai 2mA. Care ar fi cauza problemei? Nu știu. Menționez că am pornit eu manual încărcarea pentru a fi sigur că nu s-a defectat modulul. Ca o informație suplimentară, o să vă arăt cum resetăm aceste contoare de măsurare a energiei și capacității. Aici avem rezultatele încărcării de la început a unei singure baterii. Apăsăm pe potențiometru până se va selecta capacitatea măsurată de 2,835 Ah în cazul nostru și pentru resetare apăsăm încă o dată pe potențiometru. Pentru a reseta energia, rotind de potențiometru, iar apoi îl apăsăm. La fel facem și pentru resetarea timpului scurs. O să repet încă o dată resetarea și în cazul acestor măsurători pentru două baterii legate în serie. Apăsăm pe potențiometru pentru selectare și încă o dată pentru resetare. O rotim pentru următorul rând și apăsăm din nou pentru resetare. La fel facem și pentru resetarea timpului cât a durat încărcarea. Aici se termină acest clip în care v-am arătat cum putem încărca niște acumulatori cu ajutorul modulului de față XYSK150S. Dacă vă place acest gen de conținut, nu uitați de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!